suntem în direct la prima ediție a emisiunii Presa în 60 de minute. Eu sunt Dinu Popescu. La această emisiune ne propunem să vă prezentăm cele mai interesante știri din ziarele de mâine, dar și cele mai importante subiecte care s-au petrecut astăzi. Vă așteptăm părerile dumneavoastră, mesajele, comentariile pe pagina de Facebook a emisiunii Presa în 60 de minute. Vă invităm să dialogați cu noi. Bun, acestea fiind spuse, avem foarte multe subiecte interesante astăzi. Mâine este 1 aprilie și înainte să vă gândiți la glumițe, la păcăleli, la farse, aș vrea să vă vorbesc puțin despre valul scumpirilor pe care îl vom resimți cu toții de mâine. Gândul, pagina 1, valul scumpirilor de la 1 aprilie. Cheltuielile unei familii vor crește în medie cu 50 de lei. Eu zic că cu mai mult de 50 de lei. Dar haideți să vă citesc din gândul. Astfel de marți, șoferii vor plăti cu 40-41 de bani mai mult pe litru de benzină sau motorină, iar fumătorii vor scoate din buzunar cu până la 50 de bani în plus pentru fiecare pachet de țigări cumpărat. Bun. După cum știți, mâine intră în vigoare celebra acciză de 0,70 de eurocenți per litru de combustibil propusă de premierul Victor Ponta. Pe această acciză s-a creat un adevărat război între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Chiar și astăzi, atât Traian Băsescu cât și Victor Ponta au făcut numeroase declarații. Ce vreau eu să vă spun referitor la această acciză este faptul că nu va scumpi doar prețul la carburanți. Pentru că aveam o discuție cu un prieten chiar astăzi și îmi spunea: băi, ce mă interesează pe mine acciza la carburanți? Adică eu merg cu metrou, merg cu transportul în comun, n-am eu niciun stres, nu mă afectează cu nimic că se scumpește prețul. Da, dar știi care e ideea? Alimentele nu ajung la magazin cu transportul în comun și nici cu metrou, ci cu mașinile care merg pe benzină. Deci această acciză de 0,70 de eurocenți va genera un întreg val de scumpiri, inclusiv la alimente. Dar lucrurile nu se opresc aici. Tot de mâine crește și prețul la energie cu 1%, iar la gaze cu 2%. Toate aceste scumpiri apar pe fondul mai multor măsuri luate de guvern, fie pentru a respecta acordul cu Fondul Monetar Internațional, fie pentru a se alinia la o serie de directive europene sau pentru a aduce mai mulți bani în visteria statului. Vedeți dumneavoastră, tot referitor la această taxă pe carburanți, unii vorbeau acum câteva zile, chiar și pe premierul Victor Ponta l-am auzit declarând astăzi, că oricum România avea unul dintre cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană la combustibil. Dar eu zic că acest subiect nu suferă comparație, pentru că România are totodată și unul dintre cele mai mici salarii din Uniunea Europeană, unul dintre cele mai mici salarii medii. Plus că România are rezerve proprii de petrol, adică e foarte discutabil dacă această taxă era sau nu necesară și chiar aș vrea să vă invit pe pagina de Facebook Presa în 60 de minute să-mi spuneți părerea dumneavoastră referitor la acest subiect. Credeți sau nu că această taxă era necesară și, mai important, ce credeți că se va face cu banii care vor proveni din această taxă? E o tradiție, de altfel, ca de câțiva ani încoace, de 1 aprilie în România să nu mai fie ziua păcălelilor, să fie ziua scumpirilor, ca o ironie, de altfel, având în vedere faptul că nici nu ați apucat bine să plătiți ultimele facturi uriașe la gaze și la curent și la căldură, datorate iernii, că iată vine guvernul cu noi scumpiri. Haideți să vă citesc ce declară Victor Ponta referitor la această acciză. România avea cel mai mic preț din UE la carburant. Acciza ne va propulsa pe locul 9 în topul prețurilor la motorină din UE și pe 21 la benzină. Corect, doar că vom rămâne tot pe unul din ultimele locuri cu privire la salariul mediu pe economie. Victor Ponta. În opinia premierului, investiția în proiectele de autostrăzi finanțate și din surse atrase din acciza de la carburant vor avea efect în reducerea duratei de deplasare și a consumului de carburant la transportul de mărfuri. Mă rog, asta a fost o conferință de presă foarte lungă a premierului de astăzi, în care a încercat să-și explice, să justifice această decizie a sa. Pe scurt, ca să vă traduc ce spune Victor Ponta, Victor Ponta spune că banii care vor proveni din acciza la carburant vor fi folosiți în construcția de autostrăzi și în modernizarea de spitale. Acum, asta rămâne de văzut, că autostrăzi se tot construiesc de 20 de ani în România, dar doar pe hârtie. Concret, avem cel mai mic număr de kilometri de autostradă din toată Uniunea Europeană. În schimb, o să avem unul din cele mai mari prețuri la combustibil. Dar vă povesteam despre acest război între palate vis-a-vis de această acciză și tot astăzi și președintele Traian Băsescu a făcut declarații. Băsescu a spus în felul următor: dacă Victor Viorel, domnul președinte are o problemă cu asta, dacă Victor Viorel nu știe de unde să taie din cheltuiele, eu sunt dispus să-i arăt în 30 de minute. Haideți ca să o fac, să facem emisiunea într-o notă imparțială. Acum că v-am citit declarația președintelui, vă citesc și declarația premierului, care spune în felul următor.
Premierul Victor Ponta. Sub guvernele lui Băsescu, benzina s-a scumpit cu 70%, iar motorina cu 90%. Cam astea au fost declarațiile interesante de astăzi cu privire la acest subiect. Într-adevăr, sub guvernele lui Băsescu, adică guvernul Ponta și guvernul Ungureanu, carburantul s-a scumpit, dar nu datorită acestei accize, adică nu guvernul a scumpit prețurile la carburant. Din fericire, scumpirea la gaze nu se va resimți încă, deoarece iarna s-a terminat, dar probabil de la iarnă, într-adevăr, românii vor avea o mare problemă, pentru că un preț la gaze majorat cu 2%, având în vedere că prețul la gaze deja era la un nivel foarte mare, foarte mare raportat la media Uniunii Europene, se va resimți destul de adânc în buzunarele dumneavoastră. Însă, într-adevăr, rămâne de văzut dacă premierul va construi autostrăzi și va moderniza spitalele cu această taxă. Însă, dacă tot am vorbit de scumpiri și de noile accize care intră în vigoare de mâine, haideți să vă vorbesc și de un sondaj de opinie referitor la alegerile europarlamentare și prezidențiale. Net, merge netul, bun, hai cu netul, așa, gata. Sondaj CSCI, Alianța PSD plus PC plus UNPR, ar câștiga alegerile europarlamentare cu 42% din voturile românilor. Este un sondaj la cald, este un sondaj realizat imediat după ruperea Uniunii Social-Liberale și se referă atât la alegerile europarlamentare care se apropie, cât și la cele prezidențiale. Jurnalul.ro. Alianța PSD plus PC plus UNPR ar câștiga alegerile europarlamentare cu 42% din voturile românilor. PNL ar obține 15% din voturi, o scădere destul de bruscă a PNL-ului, o scădere destul de drastică, iar PDL și PMP ar fi la egalitate cu câte 10% conform unui sondaj CSCI. Asta este pentru europarlamentare. Pentru alegerile prezidențiale, sondajul oferă 3 variante, iar în toate 3 candidatul PSD Victor Ponta obține cele mai multe voturi. Bine, vreau să vă reamintesc că citesc de pe jurnalul.ro. În prima variantă, Victor Ponta ar câștiga 48% din voturile românilor, urmat de Cătălin Predoiu cu 16% și Crin Antonescu și Corneliu Vadim Tudor câte 12%. Ca să fac un mic comentariu, eu vă spun sincer, mă îndoiesc că domnul Crin Antonescu a ajuns la egalitate de voturi cu președintele, fostul președinte al Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor. Adică nu știu cum s-a efectuat acest sondaj, la comanda cui, dar indiferent cât de brusc ar fi fost scăderea lui Crin Antonescu, chiar nu cred că ar obține 12% din voturi alături de Corneliu Vadim Tudor. Dan Diaconescu 7%, Kenderman Hunor 5%. Bun, referitor la aceste alegeri, vreau și eu să fac un scurt comentariu. Acest sondaj a prezentat decât o variantă în alegerile prezidențiale, adică Victor Ponta, candidatul PSD-ului, al USD-ului de fapt, Antonescu din partea PNL-ului și, mă rog, restul nu mai contează pentru că au scoruri irelevante. Însă, în ultimul timp, pe scena politică se fac diverse jocuri cu privire la alegerile prezidențiale, pentru că avem extrem de mulți prezidențiabili, posibil candidați la prezidențiale, dar niciunul nu este hotărât, adică Victor Ponta spune că nu știe dacă va candida sau nu, tinde mai mult spre nu. Crin Antonescu, la fel, am înțeles că se vehiculează un posibil schimb între domnul Crin Antonescu și domnul Klaus Iohannis, adică să candideze domnul Iohannis la prezidențiale și domnul Antonescu, în cazul în care acesta va câștiga, să devină prim-ministru din luna decembrie a anului curent. Bine, îmi dau seama că ar fi visul domnului Antonescu să ia locul domnului Ponta. O altă candidatură vehiculată este cea lui Călin Popescu-Tăriceanu, care sigur că mă îndoiesc că ar avea mari șanse, dar probabil își încearcă și el cartea sa. În acest sondaj se mai arată că dacă în turul 2 ar intra Muguri Sărescu și Crin Antonescu, scorul ar fi de 79% la 21%, adică 79% pentru Muguri Sărescu. Iar la o final de tur 2, Tăriceanu versus Antonescu, ar fi 72% versus 28% pentru Tăriceanu. Vedeți de ce spun că mă șochează puțin rezultatul acestui sondaj și mă șochează în sensul în care nu am foarte mare încredere în el și nu vă ascund lucrul ăsta, pentru că mă îndoiesc că Tăriceanu ar obține 72% la orice fel de alegeri. Tăriceanu, care nu avea oricum un capital politic foarte mare, dar să nu uităm că toate sondajele sunt plătite până la urmă și depinde cine le-a comandat atunci când sunt realizate, pentru că nu e așa, toți candidații vor să apară cât mai bine în sondaje. Continuăm emisiunea cu o știre de ultimă oră. Dosarul privatizărilor, s-au dat astăzi sentințele la Curtea Supremă de Justiție.
O secundă ca să mi se deschidă și mie știrea. Între timp vă povestesc pe scurt. Închisoare pentru foștii miniștri. Imediat. Dați-mi voie că netul e mai greu cu noi la netul. Gata, a venit și netul. Dosarul privatizărilor strategice, Codru Sere, 6 ani pentru trădare. Cred că o să fie colegi de celulă cu Adrian Năstase, domnii Codru Sere și Jolt Nog, 5 ani. Stamen Stankiev, 11 ani pentru spionaj. Sentințe fără precedent, titrează evenimentul zilei. Instanța Supremă i-a condamnat astăzi pe fostul ministru al economiei Codruț Cereș la 6 ani de închisoare, iar pe fostul ministru al comunicațiilor Jolt Nog la 5 ani de închisoare în dosarul privatizărilor strategice. La ultimul termen al procesului, adică astăzi, foștii miniștri și-au susținut nevinovăția după ce, cu o zi înainte, procurorii au cerut judecătorilor ca toți acuzații să fie condamnați la închisoare cu executare. Completul este format din, mă rog, numele judecătorilor care au făcut parte din completul de judecată. În acest dosar, niște condamnări într-adevăr șocante, așa cum titrează evenimentul zilei, din punctul de vedere al numărului de ani de închisoare pe care îi au de executat condamnații, adică 6 ani de închisoare pentru Codruț Cereș și 5 ani pentru Jolt Nog. Sigur, acum ei au susținut în permanență că e vorba de dosare politice, ceea ce mie mi-e greu să cred. Mi-e greu să cred că a fost vorba de dosare făcute la comandă politică. Însă condamnările sunt într-adevăr șocante pentru justiția din România, pentru că nu am mai asistat până acum la condamnări de o asemenea avergură și atât de dure când a fost vorba de politicieni. Adică Adrian Năstase, spre exemplu, știți că a primit 2 ani de închisoare cu executare la prima pedapsă. Dar dacă tot vorbim de condamnați la închisoare, pentru că cei trei din dosarul privatizărilor vor merge la închisoare, haideți să vorbim și de grațieri. De grațierile care sunt vehiculate zilele acestea cu privire la Gică Popescu și, mă rog, la Gigi Becali, dar despre Gigi Becali deja președintele a anunțat că nu îl va grația pe actualul patron de la Clubul Steaua. Ponta spune că dacă va ajunge președinte, îl va grația pe Gică Popescu. Despre Gigi Becali spune că ar trebui să se încerce recuperarea prejudiciului, dar că nu ar trebui nici acesta să fie menținut într-un penitenciar supraaglomerat. Bun. În privința grațierilor, este o chestiune delicată despre care chiar aș vrea să vă vorbesc, pentru că în condițiile în care tot mai multe persoane publice, persoane cunoscute, foști miniștri, foști demnitari, sunt arestați în dosare și sunt condamnați la ani grei de închisoare, acest subiect al grațierilor este unul extrem de delicat și ar putea crea un precedent periculos. Zilele trecute vorbeam cu mai mulți prieteni despre grațierea lui Gică Popescu și mai ales despre această declarație a premierului, care a spus că el l-ar grația pe Gică Popescu. Premierul a spus că ar vrea să-l grațieze pe Gică Popescu pentru că Gică Popescu este simbolul României. Bun. Până aici este corect. Gică Popescu, un mare fotbalist, a jucat pentru Național, a jucat pentru echipe de club din străinătate, a făcut imagine țării noastre, dar totodată simbolul României, Gică Popescu, a prejudiciat statul român cu 2 milioane de euro. Lucru pe care nu cred că putem să-l trecem cu vederea. Și când vine vorba de grațieri, eu zic că dacă începem să grațiem condamnați pe sistemul acesta, băi, este simbolul României, cum să-l arestezi, cum să arestezi simbolul României, creăm un precedent periculos, pentru că la fel cum premierul spune că ar trebui să-l grațiem pe Popescu, că e simbolul României, la fel putem să spunem că ar fi ok să-l grațiem și pe Becali, că a construit case pentru sărmani. La fel putem să-l grațiem și pe Năstase, pentru că a oferit ajutoare sociale pe vremea când era premier. La fel putem să-l grațiem și pe Dan Voiculescu, dacă va fi condamnat în dosarul ICA, pentru care fundație umanitară, și în principiu pentru orice persoană se pot găsi circumstanțe atenuante. Și mai este o problemă din acest punct de vedere, pentru că, vă dați seama, orice persoană publică, orice simbol al României, orice persoană care a avut merite, cum ar fi, nu știu, Ilie Năstase, Ion Țiriac, gândindu-se și văzând astfel de situații în care persoane condamnate în mod, pe dovezi irevocabile sunt grațiate, pot să spună, băi, putem și noi să facem diverse, să săvârșim diverse infracțiuni și asta e, dacă ne prind ăștia și ne condamnă, ne grațiază, că noi suntem simbolurile României, nu e așa cum să băgăm simbolul la pușcărie.
Personalitatea în România ar deveni mai presus decât pușcăria, de asta nu sunt de acord cu declarația premierului, însă aș vrea să remarc altceva din declarația premierului. Premierul a spus în felul următor și vă recitesc declarația: dacă voi ajunge președinte, las grația pe Gică Popescu. Din această declarație, eu m-aș gândi că totuși premierul Victor Ponta va candida la alegerile din iarnă la prezidențiale, chiar dacă a spus de mai multe ori că nu-l interesează această funcție și că îl va susține, mă rog, a spus că îl va susține pe Crin Antonescu când era USL-ul, acum, nu știu, mă spune că e posibil să susțină Popescu, că și Popescu am înțeles că ar fi un posibil candidat pentru alegeri. Dar declarația premierului e interesantă, cu grațierile mai greu. Eu chiar nu sunt de acord cu acest subiect și mai ales cu aceste cereri. Instituția grațierii, dragi telespectatori, nu a fost făcută pentru ca să vină simbolul României sau să vină Becali să spună că are hernie cervicală și să solicite grațierea. Instituția grațierii a fost gândită cu scopul de a ajuta pe bătrânii, de exemplu, care din cauza vârstei și a problemelor de sănătate nu mai pot să suporte condițiile de detenție. Instituția grațierii a fost gândită pentru cazul în care există, cum să vă spun eu, în cazul în care există circumstanțe atenuante în privința unei infracțiuni, dar circumstanțe atenuante puternice, nu de genul celor pe care le aduce Gică Popescu. În acest caz, da, sunt de acord, grațiere, nu e nicio problemă, dar când vine vorba de astfel de pretexte absolut absurde din punctul meu de vedere, că a fost simbolul României, păi nu vă supărați, Gică Popescu a jucat fotbal pe bani, până la urmă, a fost plătit de Național, a fost plătit de echipele de club, a făcut-o și din pasiune, dar nu l-a pus nimeni după ce și-a încheiat cariera să se asocieze cu această clică de infractori, că pot să le spun așa pentru că au fost condamnați de justiție, și să săvârșească faptele pe care le-a săvârșit. Cam asta ar fi ideea și cu grațierile. Mergem mai departe și aș vrea să vă prezint foarte pe scurt un reportaj al Jurnalului Național. Epavele guvernului Boc reciclate la Romața. Romața, știți, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, care a apărut în atenția publică atunci când s-a întâmplat acea tragedie în care pilotul Adrian Iovan și medicul rezident Aura Ion au murit în accidentul aviatic din Munți. Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian s-a transformat în locul de reciclare a colaboratorilor, consilierilor și rudelor politicienilor români, care aflați pe final de mandat și pun apropiații pe funcții calde. Nu știu, acum au descoperit ăștia de la Jurnalul Național că în instituțiile statului angajările se fac pile? Serios? Scandalul iscat în urma accidentului aviatic în care și-au pierdut viața pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion, în care Romața a fost unul din principalii vinovați, mă rog, alături de STS și de mulți alții, pentru ratarea misiunii de salvare a victimelor, a scos la iveală încrengătura de nepotisme care a pus stăpânire pe instituția statului. În timp ce fostul premier Emil Boc le ordona românilor să strângă cureaua, adică în perioada aceea când s-au tăiat salariile în 2009-2010, doi colaboratori ai acestui erau angajați ca inspectori și experți în servicii de trafic aerian. Marius Buzea a fost șoferul și consilierul fostului premier Emil Boc. Primea salariul de la Secretariatul General al Guvernului, dar și de la Cancelaria Premierului, de unde a fost transferat tocmai la Romața. După 3 ani, Corpul de Control al Guvernului a constatat că Marius Buzea a încasat din martie 2011 până la sfârșitul anului 2013 numai puțin de 526.000 de lei, adică în jur de 130.000 de euro. Vă mai repet o dată suma aceasta sau nu e nevoie? Adică într-o funcție publică, angajat al statului în sistemul bugetar, a încasat din martie 2011 până la sfârșitul anului 2013, adică în 2 ani și jumătate, 130.000 de euro. Culmea tupeului, că nu am încheiat, aproape jumătate din această sumă a încasat-o fără să se preinstala serviciu. Bineînțeles, vedeți, de câte ori se schimbă guvernul, apar fel și fel de astfel de detalii șocante despre nepotisme, despre abuzurile săvârșite de foștii premieri, dar mie mi se pare revoltător, vă spun sincer, și cred că de la această anchetă ar trebui să pornească o anchetă a justiției, nu doar una jurnalistică, o anchetă a justiției în care acești oameni să fie condamnați, pentru că în condiții de criză, în condițiile în care românii mureau de foame, pentru că se scumpise TVA-ul, se tăiaseră salariile, nu puteau să-și plătească ratele, unii au rămas în stradă, indivizii ăștia să încaseze 130.000 de euro în 3 ani mi se pare absolut revoltător. Bun, o să luăm o scurtă pauză de publicitate acum și revenim după cu și mai multe subiecte interesante. O să
Vă prezint puțin și niște subiecte destul de amuzante, zic eu, pentru că aș vrea să, după atâtea subiecte despre accize și scumpire, aș vrea puțin să încheiem această zi și într-o notă optimistă, pentru că nu e așa, mâine totuși este 1 aprilie. Revenim imediat după pauză. Bun, am revenit în direct. V-am promis că în partea a doua a emisiunii ne destindem puțin după atâtea subiecte referitoare la scumpiri și la accize, măcar în seara asta, cât încă prețurile sunt la un nivel mai scăzut. Am găsit o declarație a președintelui PNL Crin Antonescu, foarte amuzantă din punctul meu de vedere. Antonescu, Tăricianu folosit de PSD. Wow, nu aș fi crezut. Dar oare Tăricianu, serios acum, aș vrea să vă întreb și eu, mai ales pe dumneavoastră și chiar vă invit pe Facebook să-mi spuneți. Nu vi se pare că Tăricianu chiar este folosit de PSD? Adică Tăricianu, eu l-am văzut imediat după demisia sa din PNL când a fost numit președintele Senatului, era foarte arogant, era foarte sigur pe el, într-adevăr a revenit în atenția opiniei publice, a fost invitat la mai multe emisiuni și deja se vehicula o posibilă candidatură a sa la alegerile prezidențiale. Acum, eu nu știu dacă domnul Tăricianu suferă de vreo boală sau... Dar dacă domnul Tăricianu într-adevăr crede că PSD îl va susține vreodată în viața aceasta, ca și candidat la alegerile prezidențiale, se înșeală amarnic și pot să fac un pariu și cu dumnealui și cu oricine. Deci toate acele impresii pe care le are el în acest moment sunt greșite. Când a fost întrebat Tăricianu despre o posibilă candidatură la prezidențiale, a zis, sigur, dacă Victor Ponta mă susține, eu sunt disponibil. Doar că domnul Tăricianu s-a oferit fără să îi ceară nimeni acest lucru. Bun, Antonescu, Tăricianu folosit de PSD. Prezent la delegația permanentă a PNR, Argeș, liderul liberalilor Crin Antonescu, a afirmat că fostul premier Călin Popescu Tăricianu ar putea fi folosit de PSD pentru a prelua controlul asupra PNL, dacă liberalii nu vor obține un scor bun la europarlamentare. Domnul Tăricianu stă ca Ana Paucăr în bagajele comuniștilor și dacă într-adevăr se întâmplă ceva după alegeri cu PNL, ceva rău, vine ocupația sovietică, recte pesedistă și l-aduce pe domnul Tăricianu, adevăratul reprezentant al năzuințelor poporului muncitor din PNL, spune domnul Crin Antonescu. Lăsând la o parte asta, Tăricianu, vă garantez, dragi telespectatori, nu va candida niciodată la prezidențiale susținut de PSD sau de USD. Mă îndoiesc foarte tare că într-un partid în care poate fi susținut un Oprescu, un Mugur Isărescu sau chiar și președintele partidului Victor Ponta, bănuiesc că și-ar dori să candideze, ar veni Tăricianu de la PNL și ar spune, susțineți-mă pe mine, că eu sunt Călin Popescu Tăricianu, am fost la PNL, v-am și înjurat câteva luni bune, dar acum sunt cu voi, sunt și eu jumătate PSD-ist. Bun, înainte să trecem mai departe, aș vrea să vă vorbesc puțin despre programul Rabla, pentru că știu că foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți interesați, mai ales că anul acesta va fi ultima ediție a programului Rabla, va fi ultimul astfel de program, nu se vor mai derula alte programe Rabla în anii următori. Bine, asta dacă nu v-au speriat încă taxele și accizele pe combustibil și dacă încă vreți să vă mai cumpărați o mașină, programul Rabla începe cu o amânare. Chiar dacă Attila Coro, din Ministrul Mediului, a declarat de mai multe ori în ultima lună că programul Rabla ar putea fi demarat la 1 aprilie, startul este din nou amânat. La începutul săptămânii trecute a început sesiunea de depunere și validarea dosarelor dealerilor auto pentru înscrierea în programul Rabla. Sesiunea trebuia să se încheie vineri 28 martie, însă aceasta se va prelungi până 31 martie. Ulterior, lista producătorilor, importatorilor de autoturisme și distribuitorilor autorizați să participe la programul Rabla, precum și cea a colectorilor, va fi publicată pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu. Cei care doresc să se înscrie și anul acesta în programul Rabla o vor putea face la orice dealer dintre cei care vor fi validați. Programul Rabla, da, ar fi trebuit să înceapă la 1 aprilie, dar ca în România, bineînțeles, întotdeauna la noi totul se amână, nu știu cu cât se va amâna, probabil până pe undeva pe la jumătatea lunii. Însă, v-am spus, aceia dintre dumneavoastră care doresc să se folosească de acest program pentru a-și achiziționa o mașină, trebuie să știe că vor fi acceptate în program mașinile mai vechi de 10 ani, va fi oferit un singur tichet pe persoană fizică sau pe persoană juridică, valoarea tichetului va fi de 1500 de euro și aveți grijă să aveți bani de combustibil pentru mașină după ce o cumpărați, ca să nu o țineți în parcare să se uzeze, nu-i așa, că ar fi păcat. Acum că am încheiat subiectele politice care ar fi fost relevante, aș vrea să vă vorbesc puțin despre Facebook, dar despre, mai mult despre știrile de pe Facebook.
un subiect care mie mi se pare extrem de amuzant și o să vă spun imediat și de ce. Majoritatea dumneavoastră cu siguranță aveți profil de Facebook, probabil de-a lungul timpului ați și dat like-uri la diverse pagini care au rolul de a promova site-uri de știri, ziare, reviste, agenții de presă. Și după ce ați dat like-uri, ați observat că ați tot primit pe pagina dumneavoastră diverse link-uri către știrile de pe acele site-uri. Doar că pe mine mă enervează foarte tare altceva, titlurile acestor știri, așa cum sunt scrisele de jurnaliștii de la respectivele publicații. Și fac așa când spun jurnaliștii, pentru că, din punctul meu de vedere, jurnaliștii adevărați din România sunt mai rar decât exemplarele unei specii pe cale de dispariție. Adică majoritatea au început să facă jurnalist după ureche. De exemplu, văd acum câteva zile pe pagina de Facebook a ziarului Gândul, titlu mare: declarație șocantă a Elenei Udrea. Wow, am zis, băi, cu ce ar putea să mă mai șocheze doamna Elena Udrea? Am dat click pe link, bineînțeles, am intrat pe pagina ziarului Gândul și citesc acolo declarația șocantă din punctul lor de vedere la doamna Elena Udrea. Știți ce a declarat doamna Udrea? Prezentă la meeting-ul Partidului Mișcarea Populară, doamna Elena Udrea a declarat că viitorul președinte al României ar trebui să fie candidatul Partidului Mișcarea Populară. Pentru ca, ghiciți, președinția României să nu ajungă pe mâna lui Victor Ponta. Nu vi se pare șocant? Eu sunt consternat. Deci vă vine să credeți că a declarat doamna Udrea așa ceva? Cum să declare doamna Udrea că nu vrea ca președinția României să ajungă pe mâna lui Victor Ponta? Ăstora de la Gândul li s-a părut șocant, bănuiesc. Nu știu de ce, dar lor li s-a părut șocant. Acum la fel, acum două zile văd la mine pe pagina de Facebook, la notificări, știre mare. A murit, semnul exclamării, Leonardo DiCaprio, puncte, puncte. Zic, băi, o fi murit Leonardo DiCaprio, că știrea era foarte tendențios scrisă. Titlul era foarte tendențios spus și evident avea scopul de a induce în eroare. Dau click pe link de curiozitate, intru acolo și aflu că de fapt a murit un unc de vreo 97 de ani al Leonardo DiCaprio, oricum o știre complet neinteresantă și irelevantă. Lucrul ăsta se întâmplă din cauza că aceste site-uri de presă, aceste site-uri ale ziarelor și ale agențiilor, încearcă să își umple spațiul cu știri extrem de neinteresante, de irelevante și pentru a avea accesări pe acele știri, pentru că banii din publicitate vin per click, încearcă să vă convingă pe dumneavoastră să le accesați știrile absolut irelevante prin astfel de tertipuri. Bombă, șoc, n-o să-ți vină să crezi, ce a declarat, cine a murit și așa mai departe. O strategie de dezinformare în masă, o strategie enervantă și chiar aș vrea să vă dau un sfat. Relevanța știrii unui articol este invers proporțională cu titlul. Adică cu cât titlul este mai bătător la ochi și mai senzațional, de tipul, v-am zis, o să rămâi mască, o să rămâi cu gura căscată, bombă, cu atât știrea e mai nerelevantă, mai neinteresantă și chiar nu merită să dați click pe acele link-uri, pentru că poate așa o să se sature și respectivii jurnaliști și mai fac o dată așa să dezinformeze în halul ăsta. Pe mine știu de ce mă deranjează, pentru că eu dând click pe acele link-uri, pe lângă faptul că pierd vreo 3 minute din viața mea pe care nu o să le mai recuperez niciodată, mă simt luat de prost la propriu, pentru că vii și îmi spui în titlu declarație șocantă a Elenei Udrea, de exemplu, și afli de fapt din știre că Elena Udrea a spus o chestie care oricum s-a așteptat toată lumea să o spună. Da, mă rog. Și dacă tot vorbim de titluri absolut, nici nu mai știu cum să le spun ca să nu deranjez pe nimeni, de titluri tendențioase care au rol de a dezinforma. Uite, mă uit pe ziarul Click de astăzi și văd titlul. Lavinia, de ce nu-i gătești lui Bănică? Te-aș întreba și eu, stai că nu scrie, mă uitam cine a scris articolul ăsta, dar văd că nu-și mai dau numele. Băi, sună pe ea și întreabă. Eu nu înțeleg atunci când văd titluri din astea, din ziarele tabloide, cum e ăsta în Click, cu semne exclamării, cu întrebări, Lavinia, de ce nu-i gătești lui Bănică? Păi voi vorbiți cu mine care vă citesc ziarul sau vorbiți cu Lavinia? Că dacă vorbiți cu Lavinia, vorbiți direct cu ea, n-am eu nevoie să particip la dialogul vostru. Doar că dialogul e între două persoane și deocamdată văd că Lavinia nu vă răspunde. Ștefan și frumoasa brunetă au fost surprinși în timp ce l-au prânzul la un restaurant italienesc. Eu ador ziarele tabloide, deci sunt extrem de amuzanți. Sunt extrem de amuzanți jurnaliștii de la ziarele tabloide pentru modul cum scriu articolele. Haideți să vă citesc articolul despre Lavinia și Ștefan Bănică. Și-a tras iubită cu 17 ani mai tânără, iar acum face foamea.
Adică vrei să insinuezi că dacă ai iubită tânără faci foamea sau că femeile tinere nu știu să gătească? Nu e chiar așa. Atunci când vrea să mănânce pe săturate, Ștefan Bănicu ia pe la vinia de mână și se duc împreună la restaurant. Fotoreporterii, click, i-au surprins zilele trecute în timp ce le-au prânzul la un local italienesc. Bine, ați putea să vă gândiți că poate oamenii chiar vor să mănânce la restaurant și nu e vorba că nu ar ști la vinia să gătească sau poate au ieșit pur și simplu în oraș că se plictiseau acasă, așa că nu mai fiți atât de tendențioși, dar un titlu mult mai potrivit pentru această știre ar fi fost, de exemplu, la vinia și Ștefan Bănic au luat masa în oraș. Mi s-ar fi părut mult mai interesant pentru mine ca cititor decât să asist la un astfel de titlu absolut abject, adică la vinia de ce nu-i gătești lui Bănică. Păi, întreabă pe ea, că dacă mă întreb pe mine, nu știu să-ți răspund. Eu nu vorbesc cu Lavinia. Eu mănânc orice și nu mă îngraș. Am încercat câteva rețete, dar nu sunt așa de bună în bucătărie, dar stau cu mama la telefon atunci când prepar ceva. Am gătit odată pentru Ștefan, dar nu mai știu ce anume, a declarat Lavinia Pârva la Canal D. Vorba populară că dragostea trece prin stomac se pare că nu mai e valabilă și pentru Bănică. Altfel ar fi pus-o pe frumoasa brunetă la treabă. Băi, îmi pare rău că nu-și mai dau numele, că înainte ziariștii când scriau un articol trebuia să se și semneze la final, chiar dacă doar cu prenumele, adică nu știu cum sunt eu, Dinu Pu, probabil ar fi trebuit să scriu. Pentru că aș fi vrut să știu și eu cine a scris articolul ăsta, adică tu vrei să-mi spui mie că dacă iubita ta nu îți gătește, atunci nu mai trebuie să o iubești, cu alte cuvinte, nu? Dar aș avea și eu o întrebare pentru tine, tu când intri într-o relație, tu vrei să ai o iubită sau o servitoare? Te întreb, nu știu, domnule jurnalist de la Click, care o întrebă la vine, de ce nu-i gătește lui Bănică? Că dacă vrei să ai o iubită, eu știu că stai cu ea pentru că o iubești și pentru că vrei să o răsfeți, dar tu vorbești în articolul ăsta ca și cum, ci că dragostea trece prin stomac, se pare că nu mai e valabilă și pentru Bănică, ar fi pus-o pe frumoasa brunetă la treabă. Eu nu știu în ce secol trăiți voi, mai jurnaliștilor de la Click. Dar v-am zis, mie milă de soțiile sau de iubitele voastre, pentru că să înțeleg că din punctul de vedere al concepțiilor voastre, soția sau iubita trebuie să fie și servitoarea voastră, nu? Adică să vă gătească, să vă calce, să vă spele, că voi nu sunteți în stare, voi vă ocupați de scris articole proaste în ziarele tabloide. Fotoreporterii Click l-au surprins vineri în timp ce lua prânzul la un local italienesc din zona Știrbei Vodă din capitală. Se afla în compania cântăreței, care era atentă să-și acopere burta. Am auzit știrea asta, cred că de 20 de ori, și aceste comentarii tendențioase referitoare la burta Laviniei Pârva. Lavinia nu este gravidă. Deși ei încearcă, bineînțeles, să insinueze în continuu chestia asta, adică de vreo 3 luni de zile ei tot vorbesc despre burta Laviniei, cred că și peste una jumătate tot despre asta o să vorbească, despre burta ei, deși vă dați seama că dacă ar fi gravidă până acum s-ar fi văzut. Deși ea neagă cu vehemență faptul că ar deveni mămică, gurile rele, adică gurile voastre, că astea sunt gurile rele, văd, spun că aceasta ar fi gravidă, dar că nu se dorește să se afle până când sarcina nu devine vizibilă. Imediat ce au terminat de luat prânzul, amorezii au plecat din local, însă nu cu mâna goală, ci cu câteva pungi și au luat de mâncare la pachet ca să aibă ce pune la masă, ca să aibă ce pune pe masă la cină. Da, cam asta și cu ziarele tabloide, cu Lavinia Pârva, cu Click, cu... Sau vreți să vă mai citesc din ăsta serios, că... Adică, na, ce să mai... Câștigi $2,500 dacă mănânci pizza asta în mai puțin de o oră. Și mi-arată o poză cu o pizza de 1 metru și de 7 centimetri. Dacă vreți să câștigați banii ăștia, nu știu, românii cred că ar mânca-o serios, fără nicio problemă. Eu n-aș fi în stare. Bun, ca să revin puțin la Facebook și la... știrile astea de pe Facebook. Avem pe Facebook diverse titluri tendențioase care sunt foarte amuzante. V-am spus, pe lângă asta cu Leonardo DiCaprio, acum câteva zile la fel. Văd o poză cu Leonardo DiCaprio din nou și îmi scrie pe Facebook un mare actor din Titanic a murit. Sigur îl cunoști și tu. Zic, pe bune, oare cine? Că eu cunoșteam decât doi din Titanic. Intru pe știre, bineînțeles, și văd o știre extrem de interesantă despre faptul că a murit unul care a apărut 2 secunde în filmul Titanic când se arunca oia prin apă, a făcut figurația acolo în film. Asta e cu Facebook. Acum aș vrea să trec puțin la un subiect mai serios, pentru că nu aș vrea să terminăm emisiunea fără să-l abordez. După cum știți, acum câteva zile s-a întâmplat o tragedie în Afganistan. Un militar român a murit datorită unui atac terorist. Claudiu Constantin Vulpoi, militar român care și-a pierdut viața duminică în timpul unei misiuni de patrulare în Afganistan, a fost avansat la gradul de sublocotenent post-mortem.
un gest extrem de tardiv, din păcate, dar binevenit. Ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușe, a semnat ordinul de amasare la gradul de sublocotenent postmorte la plutonierului major Claudiu Constantin Vulpoiu, care și-a pierdut viața în timpul executării unei misiuni de luptă în teatrul de operațiuni din Afganistan. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale a înaintat președintelui României propunerea de decorare a ofițerului postmortem cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler pentru militari, cu un semn de război, informează un comunicat MAPN. Plutonierul major Claudiu Constantin Vulpoiu a decedat, iar sublocotenentul Ionuț Alin Marinescu, plutonierul major Florin Ionel Murărescu și caporalii clasa a 3-a Marius Cristian Cănuci, Marius Bogdan Radu și Eugen Valentin Pătru au fost răniți în Afganistan duminică dimineață în urma unui atac sinucigaș cu un autovehicul încărcat cu exploziv care a intrat direct în mașina de luptă, a informat biroul de presă al MAPN. Bun, aș vrea să vorbesc puțin despre acest subiect, pentru că războiul din Afganistan deja durează de foarte mulți ani. Foarte mulți militari și-au pierdut viața și, din păcate, nu este primul militar român și am impresia că nu va fi nici ultimul care este rănit sau ucis în acest război. Vreau să vă vorbesc puțin despre acest război pentru că mie mi se pare că trăim într-o societate puțin bolnavă și aș vrea să vă spun și de ce. Războiul din Afganistan este un război început de Statele Unite ale Americii împotriva terorismului după atacurile din septembrie 2011 și deja se întinde pe o perioadă de 13 ani, 13 ani în care au murit extrem de mulți oameni. Noi suntem obligați să participăm la acest război, în caz că nu știați, pentru că suntem membri NATO, altfel probabil nu ar fi fost nevoie. Că m-au întrebat mai multe persoane, băi, dar războiul din Afganistan, ce căutăm noi acolo? Că noi nu avem treabă cu teroriștii, nu vine pe noi să ne atace nimeni, nu avem clădiri înalte, vorba unui prieten de-al meu. Suntem obligați pentru că suntem membri NATO, dar acest război nu știu dacă își mai are rost în acest moment și aș vrea să vă spun niște cifre extrem de interesante. Deci cancerul la nivel mondial în lume omoară de 100.000 de ori mai mulți oameni decât a omorât terorismul întotdeauna, în toată perioada de existență cunoscută a terorismului, în toată istoria terorismului. Cu toate acestea, în armata americană și în războaie se investesc de 40 de ori mai mulți bani decât se investește în lupta împotriva cancerului. Bugetul pentru apărare al Statelor Unite este un buget mult mai mare decât bugetul alocat sănătății, spre exemplu. Și cu toate astea, încă se continuă această politică de ani de zile, fără un rezultat spectaculos. Războaiele se poartă în continuare, oameni mor în continuare nevinovați, fără să fie nevoie, pentru că până la urmă nu mai trăim în 1940. Acest război s-ar putea rezolva foarte ușor, dar bineînțeles este o întreagă industrie în spate de armament, de petrol, care dorește susținerea artificială a războaielor. Însă este regretabil și este extrem de trist că români, compatrioți de-ai noștri, încă mor pe frontul din Afganistan. Bine, sigur, și admirabil de altfel, pentru că asta este misiunea, asta au ales. Aș vrea să-l felicit pe Ministrul Apărării Naționale pentru acest gest, dar știți cum e, această decorație la gradul de sublocotenent mai folosește decât familiei pentru pensia de urmaș și așa mai departe. A lui nu-i mai folosește cu absolut nimic. Ne aducem aminte de ei, bineînțeles, ne aducem aminte de ei după ce mor, dar când ești mor, știți, așa se întâmplă și cu actorii la noi în țară și cu marile valori. După ce în timpul vieții sunt ignorați și trăiesc de multe ori în mizerie și în sărăcie, după ce mor îi facem eroi și vorbim despre ei ca mari valori naționale, dar în timpul vieții nu știm să îi apreciem. Și mi-amintesc aici de Sergiu Nicolaescu și de mulți alții. Dar asta nu mai contează acum. Poate pe viitor, într-adevăr, se va schimba ceva din acest punct de vedere și vom învăța și noi să ne apreciem mai mult simbolurile. Uite, de exemplu, de ce nu l-au făcut pe militarul ăsta sublocotenent înainte să moară? Stau și eu și mă gândesc. De ce era nevoie de o astfel de tragedie? Pentru ca ministrul Mircea Dușa să-l avaseze la grad de sublocotenent, n-am înțeles și nu o să înțeleg niciodată, pentru că e mult prea tardiv. Și e puțin absurd, după ce un om moare, să te apuci să-i dai decorații, Steaua României, cum s-a întâmplat în alte cazuri, sublocotenent și așa mai departe. Nu-i mai folosesc cu nimic. Adică, domnul Mircea Dușa, dacă pe dumneavoastră vă făcea cineva ministru post-mortem, vă ajuta cu ceva? Vă întreb și eu, de curiozitate. Nu știu ce să vă zic mai mult de atât.
În schimb, eu o să militez în continuare. Apropo de războiul ăsta din Afganistan, de care dacă tot ne-am apucat să vorbim, bănuiesc că știți că și conversațiile telefonice și toate acele legi de spionaj în masă al cetățenilor au fost date tocmai ca urmare a unor politici de siguranță națională pentru combaterea terorismului. Terorism care, vă spun sincer, deci cred că mai mult de 30.000 de oameni nu au murit niciodată din cauza atacurilor teroriste. De cancer mor la anual milioane de oameni, dar de asta nu prea ne preocupăm. Investiția în sănătate e mai puțin importantă decât investiția în aparatură militară și astfel de bombe. Știți că există, apropo de asta, există bombe nucleare suficiente cât să distrugă Pământul de 6 ori. Bine, noi avem nevoie să-l distrugem doar o dată, dar ei au suficient cât să distrugă Pământul de 6 ori. Că vă vorbeam puțin de... ca să încheiem emisiunea într-o notă pozitivă, vă vorbeam mai devreme de scumpiri, vă aduc și o veste bună foarte repede. De mâine va dispărea diferența dintre taxele percepute de operatorii de telefonie mobilă între conversațiile între aceeași rețea și rețele diferite. Adică veți plăti la fel indiferent că vorbiți cu prieteni sau persoane din altă rețea. Bun, cam aici se încheie emisiunea din această seară, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit. Ne revedem și mâine seară, tot de la ora 22:30 aici pe 6 TV. Vă aștept în continuare părerile și comentariile dumneavoastră pe pagina de Facebook a emisiunii Presa în 60 de minute. Vă doresc o seară frumoasă alături de 6 TV. La revedere!